Ziua când creioanele colorate s-au întors acasă. Într-o bună zi, Duncan desena fericit cu creioanele lui colorate, când i-a sosit prin poștă un teanc cam ciudat de cărți poștale ilustrate. Dragă Duncan, nu sunt sigur dacă mă mai ții minte. Numele meu e Creionul Maro. M-ai folosit doar o singură dată. Să colorezi o zgaibă, dar nu-i nimic. Oricum, m-ai pierdut pe canapea acum 2 ani, când tatăl tău s-a așezat pe mine și m-a rupt în două. N-aș fi scăpat cu viață dacă agrafa de birou nu m-ar fi ajutat să mă înzdrăvenesc. Mă simt în sfârșit mai bine, așa că vino să mă iei. Poate să vină și agrafa de birou cu noi? Doar ea mă mai ține în viață. Cu drag al tău, Marobinson Creion. Creionul Maro. Duncan, camera lui Duncan, la etaj, aici în casă. Dragă Duncan, nimănui nu-i place mazărea. Nimănui nu-i place nici măcar ce culoare are mazărea. Așa că îmi schimb numele și fug de acasă să văd lumea. Cu drag, Esteban Magnificul, fost verde măzăriu. Duncan, camera lui Duncan, la etaj, aici în casă. Salut, Duncan! Sunt eu, creionul roșu electric. Mai ții minte ce vacanță nemaipomenită am petrecut cu familia ta? Mai ții minte ce am mai râs când l-am desenat pe tatăl tău roșu caracul de la soare? Mai ții minte cum m-ai scăpat pe jos la plecare lângă piscina hotelului? De bună seamă că nu, pentru că sunt aici. Cum ai putut să mă pierzi? Dar în fine, după ce ne-am așteptat 8 luni să vii după mine, cred că o să mă întorc acasă pe jos. Al tău a abandonat prieten, creionul roșu electric. Duncan, camera lui Duncan, casa lui Duncan. Duncan, noi suntem galben și oranj. Știm că mai de mult nu reușeam să cădem de acord care dintre noi e culoarea soarelui. Dar știi ceva? Niciunul dintre noi nu mai vrea să fie culoarea soarelui. Și asta de când ne-ai uitat afară la soare. Ne-am topit la oaltă. Și care crezi tu că e adevărata culoare a soarelui? Fierbinte. Așa să știi. Ne pare rău că ne-am certat. Din partea noastră n-ai decât să faci soarele verde. Nu mai adune mai repede în casă. Ai tăi nu prea solare prieteni, galben și oranj. Duncan, camera lui Duncan, în casă, casa de acolo. Alo, Duncan, sunt sigur că nu mă mai recunoști. După toate prin care am trecut, cred că pe vremuri eram creionul bronz sau poate teracotă de Siena. Nu mai știu. Nu mi-mai dau seama. Ia spune, pe tine te-a mâncat vreodată un câine pentru că apoi să te vomite pe covorul din sufragerie? Află că pe mine da.
Am fost mâncat de un câine și apoi vomitat pe covor. Duncan. Și n-a fost prea plăcut. N-a fost deloc plăcut. Acum sunt mai mult scame decât creion. Poți te rog să mă aduci înapoi? Nedigerabilul tău prieten, creionul bronz, sau poate teracotă de Siena. Duncan în camera lui, la etaj. Dragul meu, Duncan, ai putea te rog să deschizi ușa de la intrare? Nu uita că am de văzut lumea! Al tău, Esteban Magnificul! Duncan, camera lui Duncan, la etaj, aici în casă. Alo, Duncan, mai ții minte când anul trecut de Halloween i-am spus frățiorului tău că sub scara de la subsol e o fantomă? Și apoi am desenat chestii de groază pe perete? Ce ne-am mai distrat când a luat-o la fugă, urlând, dar eu nu m-am prea distrat când ai uitat să mă iei din subsol. Te rog, vino să mă iei de aici. Mi-e cam foarte groază. Al tău speriat prieten, creionul fosforescent. Duncan, camera lui Duncan, la etaj, aici în casă. Dragă Duncan, sunt ca și acasă. Am trecut prin China, Canada și Franța, parcă. Tocmai traversez orașul Newcastle pe cămilă. Nu-i așa că la Newcastle sunt piramidele alea gigantice? Hai, pa, pe curând, creionul roșu electric, postscript, următoarea escală, Polul Nord. Duncan, camera lui Duncan, casa lui Duncan. Duncan, îți spune ceva pagina 8 din jur din Insula Piraților? Acolo capitanul Barbă Verde a cam dat lovitura, nu crezi? Și nu găsești o monedă de bronz sau de argint în toată grămada, așa-i? Ți-am spus că-mi totcești vârful dacă ești să colorezi fiecare monedă separat, dar ai ascultat cumva de mine? Nu! Ți-am mai spus și că jafurile alea de ascuțitori nu-ți spune de nimic. Ai ascultat măcar atunci de mine? Iarăși nu! Acum nu mai pot colora absolut nimic. Al tău prieten fără cap și coadă, creionul auriu. Duncan, camera lui Duncan, la etaj. Dragă Duncan, am văzut lumea. E ploioasă. Vin acasă. Esteban Magnificul. Pentru Duncan, camera lui Duncan, la etaj, aici în casă. Domnule Duncan, știu că nu sunt creionul dumneavoastră. Știu că sunt frățorul lui dumneavoastră. Dar nu-l mai suport. Numai săptămâna trecută m-am mușcat de cap. M-a vărât în nasul pisicii, a desenat pe perete și a încercat să coloreze cu mine tot felul de prostii. Partea cea mai rea este că desenează îngrozitor. Nici eu nu știu ce reprezintă desenele lui. Măgari, ogari, măgaogari. Picasso a spus că toți copiii sunt pictori, dar eu nu știu ce să zic.
Nu cred că Picasso l-a cunoscut pe frățiorul dumneavoastră. Vă rog, salvați-mă! Al dumneavoastră disperat prieten, creionul mare și butucănos pentru țânci. Mesager, Duncan, camera lui Duncan, la etaj, aici în casă. Duncan, salutări! Din jungla amazoniană! Avansez rapid! Cred că-s aproape acasă! Johnul roșu electric. Duncan, camera lui Duncan, casa lui Duncan. Bună, Duncan! Sunt eu, creionul brun. Amice, știi foarte bine de ce am fugit de acasă. Lumea crede că rolul meu e să colorez tot ce-i mai grozav. Ciocolată, căței, ponei. Nu sunt un norocos? Un pariu că lumea nu știe la ce altceva mai folosit. Am dreptate? Păi sigur că am. Restul desenului cu pricina e nemaipomenit, dar chiar crezi că era nevoie să de mâzgălitura aia brună de la sfârșit? Mă întorc, dar promitem, te rog, că rămânem la ciocolată, ok? Al tău foarte jenat prieten, clonul brun. Duncan, camera lui Duncan, casa lui Duncan, în vecini. Duncan s-a întristat să afle de toate creioanele pe care le pierduse, le uitase, le rupsese sau le neglijase de-a lungul anilor. Așa că a făcut rapid o tură și le-a adunat pe toate. Dar creioanele lui Duncan erau așa stricate și deformate față de cum fuseseră la început, că nu mai intrau cu niciun chip în cutia lor. Atunci lui Duncan i-a venit o idee. A construit o cetate unde fiecare creion se putea simți mereu acasă.